Am revenit în direct, dosar de politician exclusiv. O să vedeți un scandal de zile mari la Cluj-Napoca, în orașul lui Emil Boc. Trădare în dragoste, afaceri imobiliare de milioane de euro, analize psihologice în familia lui Emil Boc, trădare, vă spuneam, politică, bani, toate ingredientele pentru a avea un caz, un subiect de presă cum nu am mai văzut de mult. Haideți să vedem despre ce este vorba, care sunt personajele și o să avem niște intervenții extrem de interesante pe acest subiect. Finul lui Boc vrea să-și declare soția ca având afecțiuni psihice. Cei doi se luptă pe o avere de circa 10 milioane de euro. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a cerut expertizarea psihiatrică a soției sale, cu care se află în proces de divorț încă din data de 3 aprilie anul acesta. Această cerere a milionarului a venit în contextul în care Camilia Tișe, încă soția sa, a cerut tutela copilului minor. Alin Tișe și-a motivat cererea, declarând că atât el cât și apropiații familiei ar fi remarcat în mai multe rânduri episoade de natură să-i facă să creadă că soția sa ar avea nevoie de expertiză psihiatrică. Finul lui Boc nu se opune unui program de vizite egal pentru copil, ci insistă cu suspiciunea pentru care cere evaluarea medicală a sănătății mentale a soției sale. Există informații conform cărora Camilia Tișe ar fi fost internată discret la Spitalul Militar, însă nu este clar pentru ce. Unele surse susțin chiar că soția lui Tișe ar fi fugit din spital. Toate aceste fapte ne arată că, dincolo de grija pentru copil și sănătatea mentală a soției, Alin Tișe se pregătește pentru un intens și lung război pe averea considerabilă agonisită de cuplu din afaceri imobiliare. Scandalul divorțului este pentru Tișe ca bomboana de pe colivă, având în vedere că pe lângă finul lui Boc sunt amorsate câteva bombe care îi pot distruge cariera, ba chiar îl pot arunca în pușcărie. Pata râd și substanțele toxice din groapa de gunoi care infestează solul, procesul cu aeroportul, falimentul Cluj Arena și falimentul Clujana sunt coșmarurile din care nu se mai trezește Alin Tișe. Și acum soția vrea nici mai mult, nici mai puțin decât să rămână cu perla coroanei Imperiului Imobiliar, blocul Turn din buricul Târgului, care este estimat la 10-12 milioane de euro. Mai grav este că soția înfuriată ar fi spus prin diferite cercuri că în atâția ani de conviețuire s-au adunat secrete. Multe secrete care s-ar putea transforma în autodenunțuri la DNA, dacă Alin nu-și bagă mințile în cap. Ne întrebăm dacă prins în acest dans fatal, Tișe mai este capabil să își exercite eficient funcția de președinte al Consiliului Județean Cluj. Dacă iese mișcarea, actuala Camilia Tișe, viitoarea Camilia Irimie, va fi bogată. Ceva sute de mii de euro și-o fi pus și ea deoparte, iar dacă pune mâna și pe blocul Turn, trăiește fără griji toată viața. Războiul este deocamdată de-abia la început și va fi interesant de urmărit. Ambele tabere au prieteni importanți, politicieni și oameni de afaceri. Până la final, s-ar putea să mai tărească după ei în scandal multe vipuri. Politicianul Alin Tișe este invitat să intervină la dosar de politician pentru a-și exprima opinia pe acest caz de presă extrem de interesant. Liviu Alexa, directorul publicației Ziar de Cluj.ro, este cu noi. Bună seara! Bună seara, Silviu! Cunoști de desubturile acestui scandal care a lovit Clujul de câteva săptămâni. Ne poți da mai multe detalii? Ce s-a întâmplat în familia lui Emil Boc, familia extinsă, da? În familia filmului? Dacă multe alte divorțuri este vorba despre amant-lâcuri, aici problema este extrem de lichidă sau solidă, nu știu cum să. E vorba despre cash, mulți cash. Adică discutăm despre avere incredibilă pe care această familie a acumulat-o în ultimii 15 ani. Ce să vezi, mai ales de când domnul prefect, pentru că așa a început domnul Tișe cu funcția de prefect, a început cariera sa profesională, ajutat de nașul său, Emil Boc, să parvină în funcții politice de o maximă importanță.
Tu ai face o legătură, Liviu Alexa, între bogăția lui Alin Tișe și cariera lui politică? Pentru că amândoi cunoaștem personajul Alin. Tișe provine dintr-o familie cu posibilități materiale reduse. Alin Tișe a fost orfan. A început o carieră în avocatură, nu foarte de succes, dar a intrat în politică în 2004 și, într-adevăr, de atunci a început să prospere. Nu știu, îl întreb pe domnul Sabin Orcan, jurnalist cu mai mare experiență ca mea și pe stimați invitați. Dacă în ultimii 12 ani vezi că un om pornit de la zero cu declarație de avere goluță, ajunge să dețină apartamente, terenuri, ajunge să facă cifre în bancă și la un moment dat ajunge proprietarul în centrul Clujului unui bloc de 14 etaje care valorează 14 milioane de euro. Și vă rog să mă iertați, este de două ori președinte al Consiliului Județean, prefect și senator, nepărăsind funcțiile publice. La ce să te gândești? Deci, la Dragnea, ce să ne gândim? Deci Dragnea cu casa aia din Alexandria e un amărât pe lângă asta. Andrei Bădin, building-ul familiei Tișe, pentru că o să discutăm despre building-ul ăsta. O să rog pe colegi eventual să găsească niște fotografii. Sunt poze. Da, sunt fotografii publicate de ziar de cluj.ro. Building-ul ăsta este perla coroanei, cum spuneam noi, 14 milioane. Este o problemă acolo. Am înțeles că Alin Tișe nu este acționar în firma care deține building-ul, doar Camelia Tișe, iar fratele lui Tișe ar deține ceva. Deci povestea este absolut savuroasă. În primul rând, îi spun domnului Bădin că acest bloc 14 etaje este cu siguranță mai valoros ca al lui Dragnea, pentru că el produce bani în fiecare an din chiriile de la firmele de IT. Aici IT este extrem de puternic. Deci, în afară de valoarea imobiliară pentru un exit mâine, dacă l-ar păstra, Camelia Tișe, cum se spune, s-a saptilit pe viață. Bun. Nu știu de unde a început totul. Știu doar că într-o discuție pe care am avut-o cu Camelia Tișe, pentru că era și normal să încercăm să le aflăm pozițiile, ea mi-a spus că în continuare își iubește soțul și pac, a existat chestia cu divorțul maxim o săptămână de la comorbirea și interviul luat dumneai. Se pare că au existat de mai multă vreme niște hârieri între cei doi soți, legate de faptul că au dispărut bani din contul comun al familiei, undeva la 400.000 de euro. Scuză-mă, Liviu Alexa, ăsta este blocul, dacă vezi imagine, dacă ești în fața unui televizor. Acum este finalizat. E impresionant, dar vreau să fac o singură observație, că, sigur, eu m-am documentat mai bine pe domnul Dragnea decât pe domnul Tișe. E cu siguranță acest bloc cu afacere mult mai mare decât ce are Dragnea ca proprietate imobiliară. Vedere. Dar mult mai mică decât proprietățile imobiliare ale Teldrum, care are mii de hectare, care are o insulă întreagă, care are doar utilaje care fac cât blocul ăsta și care a avut contracte de jumătate de miliard de euro cu statul și care a scos bani cash din caserie, deși ea e datoare la stat și la terți. Bun, dar uite că și liberalii de la deci, Cluj... Dacă vreți să nu... Stai, nu, lasă-mă, se lasă-mă să fac și o estimare. Dacă Liviu Alexa, pe care îl salut, dacă Liviu Alexa a făcut o estimare de 14 milioane de euro a acestui bloc, vorbim cu, înțeleg, de pe ziar de Cluj, cu experți imobiliari, eu fac și o estimare că averea personală a lui Liviu Dragnea și familia este de peste 50 de milioane de euro. Cred. Doar asta eu, este estimarea mea. Liviu, mult succes cu proiectul News Ring, ca să întorc complimentul. Mulțumim, mulțumim. Un proiect foarte interesant, abia aștept să văd cum arată în mână. Au dispărut 400.000 de euro, nimic ilegal din partea acestea, dar asta i-a atras... Ce s-a întâmplat? I-a tras banii din conturi? Soția? Da, și repet, este nimic ilegal. Era un cont comun, da, evident, informațiile mele, și în calitate de soție putea să-i scoată să iardă dacă vrea. Dar asta a fost acum vreo lună, dacă nu mă înșel, nu? Da, exact, acum o lună. Păi stai puțin, Liviu Alexa, și cum s-au decontat între ei? Adică, draga mea soție, tocmai ai luat 400.000 din conturile familiei. Ce ai făcut cu ei? Spre 400.000. Da. Nu s-au decontat în vreun fel decât prin niște certuri din sursele mele. Doamna, dispărând puțin de acasă, luându-și un alt domiciliu și, atenție, în urma
nu știu căror discuții, căror evenimente, angajând o firmă celebră de pază și protecție aici, acum umblă cu bodyguards peste tot. Deci, poate așa. Bun, în momentul acela a apărut și episodul cu administrarea firmei. Povestea este așa. Societatea care deține imobilul acesta impresionant, îl are ca administrator pe Bogdan Tișe și acționar doar cu 5%, asociat majoritar cu peste 90% fiind Camelia Tișe. Păi atunci este blocul ei, nu? Corect. Vreau să mai fac câteva precizări importante pentru ancheta noastră și pentru ca lumea să înțeleagă. În acest moment Alin Tișe dorește 50% din bloc, prevalându-se de faptul că este soț și că bunurile trebuie împărțite jumătate. Corect. Dar există o mare nuanță, un mare dar. Domnul Alin Tișe, dacă vroia și era un băiat giorno, își asuma fățiși proprietatea acțiunilor la înființare. Avem cazul în paralel al senatorului liberal Marius Nicoară, care era senator exact în 2014, ca și Tișe, și care nu s-a ascuns să-și asume, de exemplu, la compania Compexit, un dealer de mașini, nu știu cât, 25% din acțiuni. Am înțeles. Să nu divagăm. Uită-te ce îți propun. Vreau să discutăm despre familia asta extrem de bogată, despre faptul că au pornit de jos amândoi oameni cu posibilități. Mai pe românește, oameni săraci care au pornit în viață și au avut norocul să-l aibă naș pe Emil Boc, da? Rising Star-ul PD-ului de atunci. E foarte interesantă ocupația de bază a liderilor PNL-ului, fostului PDL de la Cluj. Eu știu așa, Camelia Tișe, notar. Daniel Buda, șeful PNL-ului, fostul șef al PDL-ului, notar. Deci băieții din politica clujeană, din zona de dreapta, sunt bine înfipți în avocatură și în notariat. Le-a plăcut întotdeauna, mai ales domnului Daniel Buda. Și domnul, dar stai puțin, Liviu, că da, afacerile imobiliare, practic, de care ai nevoie de semnătura primarului, au legătură tocmai cu afacerile lor private. Exact. Notariatul și avocatura, afaceri imobiliare, recte primăria Cluj-Napoca, da? Și vedem deja un cerc așa frumos care poate fi tras. Nu mai punem la în discuție faptul că fiind notar, pădur cu trei rai, dacă ai un soț șef la CJ și tu ai plecat din Cluj la București, dar când erai la Cluj alături de noi, țin minte că se vorbea foarte tare despre faptul că anumiți oameni de afaceri își făceau CF-urile și le duceau la legalitate la doamna Tișe. De asemenea, firmele care construiau stadionul sau autostrada sau mai știu ce, se duceau acolo ciofor să... Nu găseau un cabinet de notarial mai bun decât al Cameliei Tișe, da? Așa este. Astea, domnule, erau niște servicii de nerefuzat, ca să zic așa. Îți fac o ofertă, la Cluj ți se face o ofertă, dacă vrei să faci business imobiliar la Cluj, întotdeauna va veni un băiat șmecher care îți va face o ofertă de nerefuzat. Mai mult, în timp ce alți fraieri din domeniul imobiliar petrec câte un an, doi ani, ca să-și obțină autorizație de construcție, dacă ești finul cui trebuie, gen al domnului Pop, poți obții o autorizație pentru o huidumă din asta de tot maxim o lună, nu e nicio problemă, sau trei luni. Atenție, la momentul construcției în 2015, noi am declanșat la Ziua de Cluj un scandal imens printr-o simplă observație. Stăteam cu Victor Lungu în piața Mihai Viteazul și am început așa, ca niște oameni, cum spun, să numărăm etajele. Și nu văusem nimic. Vă garantez nici măcar o bere, deși era cald, ne-am dat seama că în loc de 12 erau 14 și că două cam lipseau din autorizația de construcție. Ancheta a declanșat un scandal imens, și s-au suspendat toate lucrările de către Inspectoratul de Stat în construcții instant, adevărat, nu mai aveau ce face, că era de evidență enormă, dar stai liniștit și în mănăstire că maxim 3 săptămâni, în urma unor presiuni și spierete de la urbanism auzite, și asta am surse din interior, doamna Camelia Tișe și cu domnul Tișe au rezolvat problema. Bun, încă un aspect interesant. Practic, acum să revenim la lead-ul, la începutul materialului și a cazului nostru, avem mișcarea lui Alin Tișe, care spuneți voi la Ziar de Cluj, ar încerca să obțină o expertiză psihiatrică sau psihologică, pentru psihiatrică, da?
da, pentru, pentru soția, încă soția lui Camelia Tișă, da? Cam aici suntem, da? Care adică, să dovedească ce? Că doamna adică, este timburată? Adică vrea să o scoată nebună. Mai pe românești. Mai pe șleau, da. Se pare că au existat, și asta se află în motivarea cererii de ordonanță președințială, au existat episoade relevante pentru cercul de apropiați al familiei, asta susțin Alin Tișă în acea motivare, care îi dau, îi aduc dumnealui semne de întrebare asupra capacităților mentale în vedere. Dar ce s-a întâmplat? Am înțeles că a fost posibile tutele. Am înțeles că a fost un episod halucinant. Camelia Tișă ar fi fost internată la Spitalul Militar Cluj și ar fi fugit din spital. Da, ar fi fugit, asta spun sursele mele, că ar fi fugit din Spitalul Militar înainte de o anumită evaluare. Ea susține în interviul pe care l-am luat și am înregistrarea în acest sens că și-a luat bilet de voie singură, care voie să facă ce vrea, că nu era arestată, practic, în Spitalul Militar și că era ziua de nume a copilului lor, nu vreau să dau numele pentru că e un minor, și că a vrut să meargă să-l viziteze. Cert este că înapoi la spital nu s-a mai întors. Da, foarte interesantă nuanța. Deci Alin Tișă își convinge soția să se interneze la Spitalul Militar și spune, draga mea soție, nu ar fi bine să-ți faci niște analize? Eu cred că Camelia Tișă a înțeles că Alin Tișă vrea să-i facă o analiză mai profundă la Spitalul Militar, da. Da? Și-a dat seama că urmează să fie analizată, da? Înțeleg telespectatorii despre ce vorbim aici, și-a fugit din spital, a tăiat-o din Spitalul Militar, pentru că dacă el obținea acea analiză, da? Probabil că tranșa altcumva partajul și divorțul ăsta pe milioane de euro. Și cesiunea companiei. Da, da, asta domnul Alex asta sugerează că domnul Tișă avea un doctor sau niște doctori acolo. Care puteau... Eu nu pot să sugerez asta. Eu nu afirm, întreb. Da, asta. Nu știu, nu pot să sugerez asta. De obicei fac afirmații pe care le pot controla. Că altfel nu era niciun motiv pentru doamna Tișă, dacă nu știa că îi se pregătește ceva, nu avea niciun motiv să fugă. Deci episodul ăsta, într-adevăr, pune, cum să spun eu, pune, da, adaugă niște lucruri extrem de interesante la cazul ăsta. Un alt aspect. Într-un proces de șah simultan. Deci se desfășoară două partide juridice. Una care privește cesiunea posibilă la orice oră a acțiunilor de către doamna Tișă unui terț pe care Alin Tișă vrea să împiedice, adică să vândă pur și simplu sau să le dea, să doneze ca să protejeze un eventual split. Și a doua se referă efectiv la divorț. Mișcarea de a cumva de a înainta divorțul îi aparține Camelia Tișă și are o rațiune la fel de comercială ca și vânzarea unui bloc, și anume să devină liberă de orice, de orice căsătorie înainte de a se pronunța al doilea dosar despre cesiune. Înțeles? Pentru că dacă el s-ar pronunța mai repede decât al doilea dosar, divorțul ar statua că se poate face partajul pe bunurile existente, nu și pe procesul sau pe blocul respectiv. Foarte interesant. Ultimul aspect la fel de interesant și de fapt este miza, este o miză financiară de milioane de euro, dar mai este o miză politică la mijloc. Enormă, așa e. Este o miză enormă politică. De ce? Soina Postu, fostul primar al Clujului, apropiatul Emil Boc, a fost arestat și a înfundat pușcăria vreo 6 ani. Camelia Tișă a fost umăr la umăr alături de Alin Tișă și de Emil Boc, nașul lor, în ăștia 15 ani în care clanul ăsta, că l-aș putea numi chiar clanul Boc, a condus județul și orașul. Iar Camelia Tișă știe, are informații din interiorul clanului Emil Boc. Adică stai, mai pe românește... Silviu Mănăstire, stai un pic. Mie nu-mi place chestia asta cu clanul Emil Boc și spun de ce. Îți spun eu de ce. Păi nu. Îți iei finul și-l faci prefect? Dacă mă îți iei finul și-l faci șef la județ? Dacă mă spun că nu sunt de acord cu tine, poate îmi dai voie să argumentez. Te rog. Domnul Emil Boc stă la bloc. Domnul Emil Boc nu are... Tișă nu... stă în vilă de 2 milioane de euro? Da. Domnul Emil Boc nu că n-are bloc, dar n-are nici vilă. Stă într-un bloc și are niște terenuri pe la răchiștere. Și Iescu stătea în bloc și restul erau putreți de bogați în jurul lui. Dar dacă numim clanul Emil Boc, clanul rezumăm, Emil Boc. Pentru că l-am ascultat clan politic, pe Liviu Alexa, clan aia e altceva clan politic.
Dar prezumăm că domnul Boc ar fi făcut ceva în neregulă cu domnul ăsta Tișe. Ori eu nu-l văd pe domnul ăsta Tișe ca și pe Apostul, ca fiind niște oameni care, ba, eu chiar am auzit, deși nu sunt din Cluj, bat des drumul la Cluj, unde mă văd cu o cunoștință comună pe care sunt convins că și domnul Alex îl știe, cu tizul meu Sabin German, și din câte am auzit eu de la prietenii mei din Cluj, domnul Boc a fost certat la cuțite cu președintele ăsta și finul lui, domnul Tișe. Hai să-ți dau un inclusiv argument. Inclusiv pe motive de comportament de ăsta, pentru că Liviu Alexa scrie pe Tișe site-ul este... lui că de, în vreme ce în tinerețe era un băiat simpatic, domnul Tișe, care se curta cu jurnaliștii, care vorbea frumos cu politicienii, cum a evoluat în carieră și i s-a urcat, i s-a umflat de grația de avere și s-au umflat fumurile în el, a început să devină un om foarte arogat. Eu înțeleg că domnul Boc nu-l prea mai prizează pe domnul Tișe. Hai să-ți dau un argument, Sabin Orcan, îl știe și Liviu Alexa, da? Ca să vedeți modul în care se fac încrengăturile la Cluj. Există un om de afaceri, Liviu Alexa, cu care tu ai avut un conflict public, dar nu asta este important, îl cheamă Daniel Metz. Așa. Este un om putre de bogat. Metz ăsta se fotografiază aproape săptămânal cu Emil Bloc, Emil Boc, da? De la Bloc. Da? Bună greșeală. Care este la Bloc. Daniel Metz ăsta, aproape săptămânal cu Boc de la Bloc, se duc ei în concedii și în vacanțe prin întreaga țară. Metz ăsta are sediile firmelor lui de IT în blocul lui Alin Tișe. Și dă, da, îi dă banii grei lui Alin Tișe și soției lui, acest om de afaceri extrem de apropiat al lui Emil Boc. Deci asta este cu Finu și cu Nașu, care sunt certați și că relațiile de... Relațiile lor, așa cum remarca Sabin Orcan, au fost proaste și în general reproșele lui Emil Boc au fost despre comportament. A amenințat ziariști pe calcă cu mașina, etc. etc. Dar s-au mai ameliorat în ultima vreme. Cert este că Emil Boc, atenție, este un personaj foarte îngăduitor cu oamenii lui apropiați și iertător. Nu-l pot acuza de fapte de corupție, nu-l pot acuza de faptul că și-a ascuns milioanele pe undeva, n-am niciun indiciu în acest sens. Dar am totuși câteva certitudini despre oamenii din jurul său care au devenit extrem de bogați. Mă refer, de exemplu, la prietenul său de viață, Mihai Lucan, care a împușcat o concesiune de 1 milion de euro. Așa mă refer la domnul Daniel Puda, care stă bine mersi pe la Bruxelles, vreo 20.000 de euro în casel pe lună. Ei, Liviu Alexa, Daniel Buda nu stă pe 20.000. El este bine, este lăudit. Cred că Daniel Buda... Uite, și mi-ai dat o idee să facem mai multe episoade pentru clanul ăsta politic, Emil Boc. Bun, vreau să revin la politică, da. Să concluzionăm că suntem presați de timp. Vreau să-mi spui, știe Camelia Tișe, fina lui Boc, știe secrete din interiorul acestui clan politic? Din informațiile pe care le am, deci noi avem în Ardeal o expresie care spune o să lase în curul gol. Nu numai că o să lase în curul gol, adică o să ia toată averea, dar l-a și amenințat. Da. Dacă mai retaliază în justiție într-un fel sau altul, îl bagă la Suhau, punem tot în Ardeal, adică la închisoare. Camelia Tișe știe o grămadă de lucruri și dacă va vorbi vreodată, nu știu, în cadrul unui birou DICO sau DNA, s-ar putea să meargă mai mulți foști pedeliști, actuali peneliști, la audier. Asta este părerea mea. Camelia Tișe, și asta este licența mea jurnalistică, ar putea cutremura primăria Cluj-Napoca. Încă o dată mulțumesc, Liviu Alexa. Pe toți cu drag. Andrei Bădin. Eu aș completa că nu numai primăria Cluj-Napoca, deoarece se știe acolo foarte bine că sunt mai mulți constructori importanți din Cluj. Știu că și băiatul domnului Ioan Rus e... Vasile Pușcar se numește, n-are legătură cu fostul ministru. Așa, în general și PSD-știi din Cluj au niște afaceri înfloritoare în zonă și de câte înțeleg sunt într-o relație de coabitare cu partea pedelistă. 15 ani, așa, da? Deci acolo toată lumea e mână-mână cu toată lumea, ca să spunem, pe românește. Totuși Clujul este cel mai important județ al Partidului Național Liberal în acest moment. Aurei, primarul, reședinț, capitală, reședinț de județ, are Consiliul Județean, nu cred că mai e în țară nicăieri. Orașul cu creșterea economică cea mai mare, piața imobiliară mai puternică decât la București, în prețuri, deci, da? Deci nu-i văd bine.
Nu-i văd bine la nivel de partid, la nivel național. Filiala numărul din țară să fie făcută praf, fiindcă o doamnă care un soțul vrea să o facă nebună, fuge cu niște înregistrări sau documente și se duce la DNA și zice, uite ce au făcut băieții ăștia. Da. Eu am două observații. Una pe care continui să o fac, repet, în legătură cu cazul ăsta strict cu Tișe și cu doamna, în general nu ne-ar interesa viața privată a unui politician. Dar când asta are de-a face cu o avere de asta care i-a crescut în conturi peste noapte, m-am uitat pe declarația de avere ultima a domnului Tișe, doar are active financiare de sute de mii de euro, are de dat niște datorii de nu știu câte sute de mii de euro, are plasamente de milioane de euro. Sabin, îmi permis să mai dau un amănunt, apropo de declarația de avere, un amănunt pentru telespectatori care mi-am adus aminte, da? Un dosar de la DNA Alba. DNA prinde niște samsari imobiliari care au cumpărat un teren de la Alin Tișe și nu ieșeau 200 de mii de euro. Și Alin Tișe spune, domnule, am uitat că au venit la sacoșă. Șef de județ, finul Emil Boc, ia sute de mii de euro la sacoșă. Și a spus, domnule, ia la cash, domnule. După aia a spus că i-a băgat clasamente, dar ce vreau să spun este altceva. Mă uitam pe declarația de avere și e foarte interesant. Domnule, omul din cuplul ăsta care a produs cei mai mulți bani este doamna Tișe. Doamna Tișe e notar public. Și pe așa declarațiile de avere ale domnului Tișe, domnul Tișe câștigă 50-60 de mii de lei pe an sau 80 de mii de lei pe an, doamna Tișe câștigă 800 de mii, deci de 10 ori mai mult. Da. Deci e an în care domnul Tișe are 80 de mii de lei, doamna Tișe are 800 de mii, gata, câștigă un notar, 200 corect, de mii de euro. Dar să ne reamintim și afacerea notariatelor din România. De acord, făcută undeva 2004-2005, unde multe neveste de politicieni de la toate partidele au notariat. De acord, dar e greu să dovedești asta, că la un proces de partaj, judecătorul spune, cât ai câștigat tu? Păi atâta. Un purcoi de bani. Și tu cât ai câștigat? Păi și eu pe acolo, că eram bugetar. Ori acolo asta se discută la un proces de tipul ăsta. Nu se discută, stai bă, că i-am dat eu clienți, că eu îl sunam pe ăla, că deja dacă ar spune asta în procesul de partaj, se autoincriminează. A doua observație o mai fac o dată. Depinde ce spune doamna. Dom'le, a doua observație o mai fac o dată. Repet, eu nu sunt prieten cu domnul Boc, cred că am vorbit de trei ori în viață cu domnul Emil Boc, dar încă o dată, e totuși un fost premier al României, primar de nu știu câte mandate, pe care a câștigat greu ultimul mandat, ultimul mandat, dar Emil Boc stă la bloc, domne. Are niște terenuri pe la Răchițele de la părinți și n-are bani în conturi, adică nu văd nicio legătură între una și alta. Cum spune Liviu Alexa că e îngăduitor, că nu l-a interesat ce face ăla Tișe, că nu s-a stat să se întrebe, bă, Tișe, dar de unde ai tu Porsche Cayenne? Că are Porsche Cayenne, are Mercedes, are... Bă, de unde ai? Bă, de unde ai blocul ăsta pe aici? Păi ăla eu fi zis, nu știu eu, domnule, e frate meu, dar frate soare 5% al lui Tișe. Dar cine dă, adică, cine dă autorizațiile? Nu, dar cine dă autorizațiile de construcție acolo? Dar ai face un proces de intenție lui Emil Boc, mi se pare incorrect, din punctul ăsta de vedere, repet, strict al Sabin Orcan, legii, nu acum 6 luni, DNA de la Cluj a luat-o pe vicepremărița UDMR tocmai pentru combinații imobiliare. Sorina Postu, da, fostul primar al Clujului, care era creația lui Emil Boc, a căzut la DNA și a făcut șușcărie pe combinații imobiliare. Cu toate astea, păi fii atent aici, ăsta e un argument bun pentru mine, Silviu Mănăstire. Și cu toate astea, nici Apostu, care plângea în arest, plângea, domnule, ăla plângea ca o femeie în arest, Apostu, că l-au luat cu pepenea, deveneau la el acasă, plângea în arest. Nici Apostu, nici doamna asta n-au putut să spună un capăt de propoziție că ar fi avut vreo treabă cu afacerile lor, ăla cu piețarii, cu pepenarii, aia cu nu știu ce afaceri imobiliare. Doamna Horvat, ca să fim cinstiți, a fost luată pentru o sponsorizare din campanie, exact, cu niște bilete la niște spectacol. Nu era un mare dosar. Pentru autorizație de construcție a fost luată. I-a dat autorizație de construcție pentru... și că i-ar fi dat niște bilete la nu știu concert. Am înțeles, mare dosar de construcție. Dar încă o dată, păi, nu e Emil Boc în filmul ăsta, nu te supăra. Hai să întrebăm clujeni. Dacă cineva spune că Emil Boc are ascuns în Brazilia ca Dragnea niște milioane de euro, uite, plec acasă. Dar n-am afirmat asta. Doamne ferește, da? Deci ideea Alin Tișe, politicianul Alin Tișe, domnul Tișe poate... să plătească prețul politic pentru această această chestiune care are legătură cu afacerile, nu că să ceartă el. După o scurtă pauză comercială ne mutăm în județul Vaslui, acolo tot așa este un război economic de data asta, pe cea mai mare exploatare agricolă
din estul României, din Moldova, da? Adrian Porumboiu, da? Magnatul agriculturii, și-a vândut afacerea unor personaje, spune el, controversate, se ceartă pe 35.000 de hectare de teren, teren agricol, da? În județul Vaslui. Trebuie să acordăm un drept la replică pe acest subiect după o scurtă pauză comercială. Da, scandal imens. Celebrul Adrian Porumboiu, îl știți, fostul antrenor de, fostul arbitru de fotbal și apoi patron de echipă de fotbal, acuză că un grup de afaceri i-a furat afacerea din agricultură. 35.000 de hectare în județul Vaslui, grupul Racova, așa se numește, 6.000 de angajați riscă să-și piardă locurile de muncă, afaceri de sute de milioane de euro, este un scandal groaznic, da? În care sunt implicate și instituțiile statului, APIA, Ministerul Agriculturii, trebuie să dea subvenția de agricultură, fermierii nu-și iau banii din Vaslui, da? Tot județul, toată agricultura din Vaslui este blocată după ce cele două grupări de afaceri a lui Porumboiu și a celor din Republica Moldova se bat pe ceea ce era la un moment dat cea mai importantă afacere agricolă, repet, poate chiar din România. De vreo 4-5 ani, Vasluiul este scena unui război între doi oligarhi moldoveni, Adrian Porumboiu din Moldova noastră și Vladimir Plahotniuc din Basarabia. Trebuie spus însă încă de la început că Plahotniuc nu a recunoscut niciodată că el ar fi cel din spatele firmelor cu care se luptă Porumboiu. Povestea a început în 2014, când Steaua de Agricultor, proprietar al Comcereal și al Racova Vaslui, al lui Porumboiu, începea să se stingă, iar acesta încerca să găsească firme cărora să le vândă acțiunile împreună cu datoriile pe care firmele sale le aveau. Așa a apărut în peisaj firma Transoil de peste Prut, despre care Porumboiu susține că știa încă de la început că l-ar avea în culise pe celebrul Plahotniuc. Astfel, pe 20 noiembrie 2015, Adrian Porumboiu își vinde grupul de societăți agricole Racova gigantului Transoil, al cărui proprietar era Vaja Ajashi, un magnat american cu origini georgiene, apropiat, e adevărat, al lui Vladimir Plahotniuc. Tranzacția a fost estimată la 110 milioane dolari. Grupul Racova opera pe o suprafață agricolă de 45.000 de hectare, dintre care 5.000 sunt proprietatea lui Porumboiu, iar restul sunt luate în arendă de la localnici. Toate bune și frumoase, numai că, susține Porumboiu, după un timp a realizat că Transoil nu își îndeplinește obligațiile contractuale, printre altele că nu își onorează obligația de a plăti datoriile pe care le-a preluat de la Comcereal. Când a început demersurile de a-i da în judecată pe cei de la Transoil, Porumboiu susține că firma căreia el îi vânduse acțiunile, Delta Commodity din Geneva, vânduse la rândul ei acțiunile grupului Racova unei firme Babylon Oversea, printr-un anume Ghenadi Ostroveschi de la Abu Dhabi. Numai că Ghenadi nu e de la Abu Dhabi, ci de la Bălți. Până la urmă, acțiunile au ajuns la un oarecare Mohamed din Abu Dhabi, care, zice Porumboiu, ar fi de negăsit. A început așadar lupta în instanță, luptă din care magnatul din Vaslui speră să rămână și cu cele 110 milioane luate de la Transoil și să-și recupereze și acțiunile de la grupurile Racova și Comcereal, adică să facă șmecheria secolului. Cealaltă parte susține că fostul arbitru de fotbal ar fi făcut o serie de ilegalități majore în efortul său de a-și recupera ceea ce a vândut. Astfel, ar fi modificat în registrul acționarilor de la Racova și ar fi făcut înscrierea la registrul comerțului a noului acționariat, invocând că Delta Commodity, ce a cumpărat pachetul de acțiuni de la Racova, nu și-a respectat clauzele contractuale, iar Babylon Oversea, cu sediul social în Emiratele Arabe Unite, care a achiziționat în anul 2016 de la Delta Commodity pachetul de acțiuni al grupului de firme, după ancheta domnului Porumboiu, această firmă nu ar exista. Reprezentanții Transoil se întreabă cum a reușit domnul Adrian Porumboiu să-și recupereze acțiunile la Racova S.A. și să le și vândă către alte persoane, acțiunile fiind ipotecate încă din anul 2014 în favoarea unui creditor pentru garantarea unui împrumut în sumă de 18.472.000 de dolari.
Reprezentanții Transoil mai susțin că, deși a mediatizat faptul că și-ar fi recuperat acțiunile Racova S.A. Vaslui și că va recupera și Comcerea S.A. Vaslui, Porumboiu nu a dezvăluit că atât el cât și fiul său nu mai sunt acționari la Racova, acțiunile dumnealor fiind înregistrate pe numele secretarei de la Racova, Mitrofan Liliana, și a fostului acționar și director economic la Comcerea S.A., Chiriac Gheorghe. Mai mult, declară reprezentanții Transoil, cităm: Porumboiu nu a încercat nicio clipă să poarte o discuție normală ca între parteneri, să prezinte documente legale, dacă le are, și să denunțe în mod legal contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni din 2014, ci încearcă prin șantaj amenințări asupra conducerii actuale și asupra membrilor Consiliului de Administrație să destabilizeze și să arunce cu noroi în societate. Noi vom veni cu probe și acte legale doveditoare care să demonteze afirmațiile calomnioase ale domnului Adrian Porumboiu și vom demonstra că acționarii actuali sunt cât se poate de reali, că interesul lor este să desfășoare afaceri în România. Am încheiat citatul. Cei mai afectați de acest război, care are ca rezultat 30.000 de hectare lăsate pârloagă, sunt țăranii, care au pământul dat în arendă societății agricole. Ei nu și-au mai primit banii sau produsele de 3 ani. Când cer banii de la Transoil, sunt trimiși la Porumboiu, iar când își cer drepturile de la Porumboiu, sunt mânați înapoi către Transoil. Vorba aceea, când se bat bivolii, numai iarbă să nu fii. Extrem de interesant. Reprezentantul grupului Racova, Valeriu Cojocaru, este prin telefon. Ce se întâmplă cu banii pentru fermier, domnule Cojocaru? Bună seara, domnul Mănăstire, bună seara, stimați... Puțin mai tare! Bună seara, stimați spectatori! Banii fermierilor vor primi în cel mai timp scurt. Avem decizie de plată de la APEA. Astăzi a fost ultima zi când trebuia să primim banii. Nu i-am primit, dar nu este această problemă cea majoră. Problema este că avem problemă de ordinul unui șantaj asupra grupului Racova din partea fostului acționar, domnului Porumboiu. Bun, aici să lămurim niște lucruri. Domnul Porumboiu a spus că nu aveți nicio legitimitate să vă prezentați drept managerul grupului Racova, pe care l-ați cumpărat de la domnul Porumboiu. Domnul Mănăstire, suntem în România. Suntem într-o țară a Uniunii Europene. Cum aș putea să mă prezint eu ca un manager al grupului Racova dacă n-aș fi? Vă întreb așa. Credeți că este posibil ca B1 TV să fie acționar o firmă care nu există? Credeți că e posibil ca cineva să dea drept administrator sau manager la B1 TV? Domnul Cojocaru, de ce să vă cred pe dumneavoastră și nu pe domnul Porumboiu? Dumneavoastră puneți niște întrebări retorice. Pun și eu întrebare. De ce să vă cred pe dumneavoastră și pe domnul Porumboiu? Grupul Racova nu este un grup de firme obscure, ci este cel mai important business din industria alimentară din Moldova și al doilea de mărime din țară. Cum să vin eu și să mă dau manager dacă nu sunt? În județul Vaslui avem contracte cu mii de proprietari de pământ. Oamenii știu cine suntem. Cum am putea încheia contracte cu acești oameni dacă nu am avea acte? Dar minciunile domnului Porumboiu urmăresc să țineți încrederea oamenilor în noi. Te repet întrebarea. De ce să vă cred pe dumneavoastră și nu pe domnul Porumboiu? Sau de ce să vă cred pe Porumboiu și să nu vă cred pe dumneavoastră? Noi suntem la mijloc. Mediem scandalul ăsta public, repet, interesul public al acestui subiect este legat de peste 6.000 de angajați și mii de fermieri din județul Vaslui, da? A căror afaceri sunt distruse de conflictul ăsta, da? Pentru că la Vaslui, domnule Cojocaru, în afară de agricultură, în afară de grupul ăsta, nu prea mai există industrie și afaceri. Acolo e greu în Vaslui. E greu de trăit în Vaslui. Eu am spus ce am avut de spus. Pe deosebire de domnul Porumboiu, eu dețin documente, acte. Domnia sa spune că nu le poate obține pentru că firmele nu există.
Noi am depus o cerere oficială și am primit aceste acte oficiale. Le avem, le putem arăta. Nu ne sfiem să le primim, să le arătăm organelor oficiale, cum să le furnizăm, cum le-am furnizat și dumneavoastră. Bun, foarte scurt, nu mai avem timp. Deci când veți plăti banii la oameni, ați reușit să deblocați banii de la APIA? Pentru că ăsta este subiectul. Banii de la APIA, problema banilor de la APIA este o problemă internă, o problemă de control care a fost organizată recent ieri de către APIA la un subiect pe care îl spune în felul următor. În fiecare an este un regulament în care se depune cererea pe suprafață pentru a primi subvenții. De anul 2016-2017 a fost regulament că cererile pentru primirea subvențiilor se pun conform adeverințelor emise de primărie. Am înțeles. Sunt detalii tehnice, domnule Cojocaru. Mulțumim. Sper ca să se rezolve chestia asta și să plătiți banii fermierilor, da? Din Vaslui. Mulțumesc pentru intervenție. Are și domnul Porumboiu dreptul la replică, da? Domnule Porumboiu, bună seara. Foarte scurt, vă rog, nu mai avem timp, trebuie să facem o concluzie a emisiunii. Bună seara, domnule Porumboiu. Aveți bună cuvântul, seara. Ca să zic așa. Mi-a dat dreptul la replică după ce s-au furnizat atâtea minciuni și atâtea lucruri false, încât mă văd nevoit ca și rând trecut să spună câteva minute ce am de spus și dumneavoastră să spuneți după aceea să termine emisiunea. Concret, ce spune domnul Cojocaru, nu are nicio legătură cu realitatea. Este un contract ferm încheiat pe 8-8-2015 cu consultanți ca PFG-ul, cu tot făcut absolut tot ceea ce înseamnă audit, tot ce înseamnă due diligence, în care obligații erau foarte clare de o parte și de cealaltă. De partea cealaltă, în ceea ce mă privește, mi-am respectat toate obligațiile. De partea cealaltă, pe data de 30 noiembrie 2015, dumnealor, Transoil, nu acest individ, care chiar nu reprezintă pe nimeni, eu fac o paranteză, nu știu cum dumneavoastră puteți primi pe oricine care nu e autorizat. Nu are legitimație pentru ce a spune că este. Dar omul pretinde că este reprezentant, că are documente, dumneavoastră pretindeți că sunteți proprietarul, pe de altă parte ați spus... Nu, că ați vândut. Domnul Porumboiu, dumneavoastră sunteți proprietarul acestui concern care v-a aparținut, s-a întors la dumneavoastră? Nu, eu am vândut cu alte reguli. În noiembrie 2015, mă urmăriți, da? Da. Domnule, ați vândut, nu s-a respectat contractul și s-a întors afacerea dumneavoastră, da sau nu? Păi nu, dați-mi voie, dacă încercați să puneți întrebări așa și vreți cu răspuns direct, trebuie să vă explic că este o tranzacție foarte, foarte complicată. Nu pot într-un minut, eu vă explic foarte clar, limpede, pe înțelesul tuturor. Contractul încheiat nu s-a respectat. Păi, mai departe, faptul că în interiorul acelui contract trebuia efectuat un transfer de business cu niște obligații și faptul că acțiunile, de exemplu, care sunt în discuția cu de la Racova, SA, trebuiau să se întoarcă după un anumit timp la foști acționari Racova, în care eu nu mai sunt, și acele acțiuni în mod logic și în mod normal, uitați-vă... Am înțeles. Ultima întrebare, foarte scurt, că nu mai avem timp. Deci, păi nu aveți timp, domnul fermierii, domnul Porumboiu, păi fermierii care trebuie să-și ia banii, trebuie să meargă la dumneavoastră sau la domnii ăștia? Reprezentanți de... Banii trebuie să meargă la societate. Ce spune acest individ? Eu am o rugăminte la dumneavoastră. Dumneavoastră băgați în direct un rachet și vreți să spuneți că este mare manager la Racova, ceea ce nu este, iar eu când trebuie să vă explic în mod civilizat că eu am... Păi, domnul Porumboiu, dacă este rachet, de ce nu-l arestează DNA-ul, procuratura? Păi, dar mă întrebați și eu sunt procurorul. Păi, întreb și eu, că nu înțeleg. Nu înțeleg, n-are niciun fel de treabă, e trimis de plahot, nu? Și să faci un nesimenea nouă. Domnul Porumboiu, de ce vorbim? S-a distrus o afacere... S-a distrus o afacere agricolă care dădea de... Păi n-am distrus-o eu, doamne, au distrus-o ei, că... Păi asta e povestea. Am înțeles. Că n-au plătit nimic.
Ce spune dacă dumneavoastră promovați rachetii? E problema dumneavoastră, e problema nu-i promovează mea. Nimeni, noi, dacă ăla pretinde că e ceva și nu e ceva, să vină procuratura să-l aresteze. Sunt prințul saudit, eu sunt vărul prințului saudit al Arabiei Saudite. Mă credeți? Bun, nu vă cred. Dar eu văd că oamenii și fermierii din Vaslui au mari probleme după scandalul ăsta. Păi vă nu, promit, haideți să facem așa. O să vă chem în emisiune să discutăm despre fotbal și despre bani. Așa cum sunt trecut. Oamenii din Vaslui, timp de 18 ani, păi nu vreți că dumneavoastră aveți treabă cu rachetii? Domnul Mănăstire, 18 ani, oamenii aceștia și-au primit în totalitate drepturile care le aveau pe terenurile arendate. 6.500 de salariați au primit întotdeauna la zi salarii. Aceste firme au plătit 500 de milioane de euro la bugetul statului. Și dumneavoastră promovați la chestii. Dar nu dumneavoastră, n-am ce să mai spun altceva. Mulțumesc, domnule Porumboiu. Să fiți sănătoși. Sabin Orcan. Nu, eu zic că eu înțeleg supărarea domnului Porumboiu, dar zic să se calmeze că nu ești tu de vină. Îți dai seama că... Domnul ăsta cu jucare. E interesant altceva. Județul Vaslui este paralizat acum, da? Domnul ăsta e un emisar, da, care a intrat. E bine, nu știu dacă e rachet. Manager. Nu e rachet, nu e domnul niciun manager. Ăsta este un băiat trimis de Plahotniuc pe aici, Săgeată, așa se numește. Ăsta e Săgeată, nu e rachet. Este Săgeată lui Vladimir Plahotniuc, un domn, un oligarh din Republica Moldova care a avut și cetățenie română sub un alt nume, dacă vă aduceți aminte, că noi am dezvăluit asta la Adevărul. Între timp și-a retras pașaportul, am înțeles că mai avea și unul în Bulgaria, domnul Plahotniuc, un fel de James Bond, așa, pe care serviciile secrete române, SIE mai precis... Aoleu, ai probe pentru da, asta? Da, am probe. SIE mai precis... Unde ai probe? Au încercat să-l racoleze crezând că el joacă cu România, dar cei din Moldova râdeau de ăștia de la SIE pentru că știau că Plahotniuc joacă și pentru FSB-ul lui domnul Putin. I-o dat pe două capete. I-o dat pe mână pe Moldova. Nu avem probe pentru asta. Iarăși trebuie să dăm dreptul la replică. Vine Plahotniuc peste noi. Dacă vine domnul Plahotniuc să mă chem la emisiune. Atunci vii. Da, da. Cu toate documentele încât de aici nu poate să plece decât cu Duba. De la tine, de la emisiune, când o ieși aici pe Calea Victoriei, pleacă cu Duba. Andrei, concluzia. Din fericire pentru domnul Plahotniuc, el îi duce pe alții cu Duba în prezent la în prezent la Moldova. Fiindcă băiatul ăsta la Chișinău ce a făcut? A zis, doamna Chiuveș, și veniți la mine. Învățați-mă cum faceți DNA-ul în România. Și a început și GNA-ul și bagă pe toți dușmanii la pâșcăie. Dar nu din pricina asta, că acolo justiția e varză și se arestează unii pe alții. Când îi arestează Plahotniuc pe aici, acum nu mai Plahotniuc. Păi nu, dar el era cu Ilan Șor, după aia s-a dat în gând. Acum mai avem 30 de secunde. Cum ar fi, de exemplu, CNA-ul ăsta din Republica Moldova să-i facă dosarul lui Porumboiu, că se bat pe interese de afaceri, să înțeleg. Să vină moldovenii să aresteze în România. Plahotniuc ăsta e un fel de ghiță, ca să înțeleagă românul repede. E un fel de ghiță. Doar că el încă n-a fugit, fiindcă încă nu l-au agățat pe ea. E un super ghiță. Mulțumesc pentru prezență. Da, super ghiță. Ne revedem luni, ora 21. Iar duminică, Andrei Bădin vă așteaptă la controverse, ora 21, la fel. Mulțumesc pentru prezență. O seară liniștită. Urmează lumea lui Banciu.